زبان من شرف آمد. Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă sunteți pentru prima dată aici și sunteți pasionați de acest subiect, v-aș mulțumi dacă v-ați abona acestui canal. Totodată țin să salut absolut toate persoanele ce mă urmăresc. Începând cu persoanele care se află pe acest canal pentru a se inspira din contentul meu, fără a preciza sursa, și nu în ultimul rând, mulțumesc și salut persoanele care sunt aici de drag. Bun, astăzi vom discuta, după cum prea bine deja ați văzut din titlu, despre parfumurile mele inspirate din Killian Angel's Share. Da, vorbim de Angel's Share, vorbim de noul Baccarat, da? E atâta nebunie cu acest ADN, e atâta hype, e atât de clonat și paraclonat, inspirat și parainspirat. Și eu, această habotnică, am reușit să strâng 8 arome. Așadar, vom vorbi despre această grupare infracțională extrem de periculoasă pentru buget și vom începe întâi și întâi de toate. Ordinea în care vi le voi prezenta nu reprezintă ordinea preferințelor mele, da? Îmi este foarte, foarte greu să spun care îmi place mai mult, care îmi place mai puțin. Știu doar că ultimele trei alcătuiesc podiumul, însă podiumul în ce sens? Toate trei sunt pe același loc, în categoria, în topul preferințelor mele. Da? Nu pot pune niciunul dintre ele locul 1, locul 2, locul 3. Nu. Ultimele trei sunt cele mai șmechere. Bun. Voi începe cu o variantă. Cred că de fapt este cea mai de buget variantă din ceea ce înseamnă parfumuri inspirate din Angel's Share, și anume Sublim Comedii de la Twins, de pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde știți deja acest cod va aduce un discount de 5% și parfumul nu vrea să iasă la orice achiziție de pe site. Fiind vorba despre 8 parfumuri pe care le voi pufăi pe fiecare în parte ca să-mi fie mult mai ușor să vă povestesc despre ele, o să vă las ca de obicei pe undeva pe aici notele. Avem și carnețel de blotter, de blotere. Și să începem cu acesta, vă spuneam că e cea mai accesibilă variantă. Îl puteți găsi pe Dubai Collection, 50 de mililitri, 79 de lei, dacă nu mă înșel, fără codul de reducere. Atomizoarele minunate de la gama Twins. Bun, și aici vorbim despre acel Angel Share cu un twist, cu o atingere ceva fresh. Da? Te duce în zona de Angel Share, însă în deschidere are un mic hint fresh. Se continuă cu acea pralină, cu acea plăcințică de mere, cu acel coniac. Coniacul de aici nu este unul buzi, nu este unul proeminent, nu este unul în rolul principal. Îl resimt o idee mai potolit, ca să mă exprim așa. Merge mai mult pe partea gurmandă, din punctul meu de vedere, acest Sublim Comedii. Însă, e o chestie cu el. În deschidere
Eu îl percep oarecum către Fire Your Desire de la Emir, iar în uscare mă duce cu gândul la Hamra de la Latafa. E o combinație, da? Îl resimt așa, ca și cum ar fi oarecum un mix. Pe ansamblu, personal îmi place foarte mult. Performanțele sale undeva la 6-7 ore pe piele, 8 ore pe haine, siaj, să zic, o oră, o oră jumătate, dar pentru 79 de lei, mai ales că el vine și în format de 50 de mililitri, îl puteți pune în poșețică și îl puteți reaplica dacă simțiți nevoia. Eu personal nu îl reaplic pe parcursul zilei. Da. Sublim comedie. Puteți achiziționa și mostră, dacă doriți să-l testați în prealabil înainte de achiziție. Eu l-am achiziționat blind, o să vă las pe aici pe undeva clipul când i-am făcut unboxing și da, sunt foarte mulțumită de el. Foarte mulțumită de el pentru că v-am spus, merge mai mult, accentuează mai mult partea gurmandă din Angel's Share. Știți că originalul Angel's Share are acel coniac foarte acolo, da? Coniacul, din punctul meu de vedere, este oarecum în rolul principal, în Angel's Share. Următorul este un parfumel, nu știu, tind să cred că mă voi despărți de el, deoarece oricum am câțiva litri de ADN de Angel's Share și, na, stă degeaba și strânge praf și atâta tot. Vorbim aici despre montaj, da, montaj intens de la Grandeur Elite, care vine așa, aceeași sticluță inspirată și para inspirată. Nu arată rău, dacă mă întrebați pe mine, da? Din nou, scoatem capacul, ținem așa și am un pahar cu whisky aici, da? Deci clar am un pahar cu whisky. Bun. Acest montaj intens, bineînțeles că are și el ceva din Angel's Share, însă și acesta se înclină mai mult pe partea gurmandă. Aici, cel puțin în deschidere, accentul se pune pe acea scorțișoară și coniac, da? Se deschide prin combinația de coniac-scorțișoară, dar și acesta are o înclinație de 60% către Hamra de la Latafa. Tot specific treaba aceasta, vom vorbi și despre Hamra, este și el aici, bineînțeles. Tot specific treaba aceasta pentru că, din punctul meu de vedere, Hamra de la Latafa nu este un nu este un dupe, da? Bine, mai multe detalii când ajungem la el. Per ansamblu, în ideea principală, nu este un dupe pentru Angel's Share. Iar acest montaj intens, în afară de deschiderea aceea de coniac și scorțișoară, începe să prindă apucături de Hamra. Din nou vă spun, undeva pe la 60%, ceva de genul. Este mai degrabă ca un copil dintre Kismet Angel, de la Maison Alhambra, și Hamra, semănând mai mult, înclinând mai mult către partea gurmandă din Hamra. E o combinație în acest montaj intens. Performanțe, la început a fost genul acela de parfum timid. Însă, după aproximativ 3 săptămâni de macerare, a început să devină și el mai voinic și merge undeva la 6-7 ore pe piele și cu o oră mai mult pe haine, da? Nu este nicio variantă rea, în opinia mea, dar la
ce am adunat eu aici și la ce am testat în parcursul timpului, pe parcursul timpului, nu știu. Nu mi se pare atât de wow. Acum, na, dacă voi îl aveți și îl iubiți, folosiți-l, vorba aceea, știți și voi parfumurile, fiecare le percepe într-un anume fel, fiecare le descrie într-un anume fel și pentru fiecare pH-ul pielii face altă poveste, da? Când se întâlnește cu parfumul. Următorul l-am într-un decant de 10 ml. El acum este redus pe site-ul celor de la Dubai Collection, deoarece vorbim despre Fire Your Desire, vă las aici sticluța, și acum este redus la 160 de lei, dacă nu zic eu prostii, pentru varianta de 100 de mililitri. Acum, sincer, vorbind de Fire Your Desire, este un parfum atât de recenzat încât nu știu ce aș mai putea adăuga eu. Toată lumea vorbește despre acest parfum, începând cu youtuberii mioritici și terminând cu cei de din afară. Ei bine, are și el, bineînțeles, ADN de Angel's Share. Din nou, personal resimt partea mai gurmandă din Angel's Share. Deci, momentan, până acum, Sublim Comedii, Montaj Intens și Fire Your Desire pun accent, există și coniac în ele, însă este un coniac mai domolit. Eu personal simt aici o pralină pudrată în Fire Your Desire, însă când spun pralină pudrată, nu vă duceți cu gândul la ceva aromă de make-up, nu. Pralină pudrată în sensul acela de gurmand, da? Ceva delicios, ceva comestibil. Are și el plăcinta de măr, are vanilie, are zahăr, are scorțișoară. Este un parfum dulce, cald, discret, dar prezent totodată. Nu este chiar cel mai bun proiector, nu proiectează chiar atât de bine în comparație cu restul, da? Și are un iz rece. Acum, nu este iz rece în sensul de ceva mentă sau în sensul de notă metalică sau în sensul de ceva răcoritor fresh de vară. Nu. Rămâne acea plăcintă cu mere și scorțișoară, da? Deci e gurmandul acela cald. Însă, coniacul de aici este unul spicy și cu gheață. Deci nu, cum să spun eu, nu resimt un coniac atât de aromat, atât de profund, da? Este ca și cum, automat, nu știu dacă ați văzut, în momentul în care pui gheață într-un coniac, aroma se schimbă. Chiar se simte aroma aceea rece. Coniacul nu mai are acea aromă intensă, da? Cam asta încerc eu să găsesc cuvintele, să explic aici. Nu este la fel de dulce precum Sublim Comedii și Montaj Intens, însă dulcele de aici este susținut foarte bine de tonka. Din Sublim Comedii, Montaj Intens și Fire Your Desire, tonka o resimt cel mai bine în acesta, în Fire Your Desire. Performanțe, inițial a stat pe mine undeva la 4-5 ore, iar după macerare, deoarece și acest decant l-am de ceva timp, se și vede că s-a schimbat culoarea la el, ajunge la 6-7 ore cu siaj în prima oră. Bun. O mică pauză, că oricum astăzi o să fiu această plăcintă cu coniac. Și vom trece la unul care am înțeles că este discontinuat și nu se mai fabrică datorită celebrului proces dintre Maison Alhambra, 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 cum vreți voi, și Tom Ford.
pentru că dintre toate, inclusiv, da, deci inclusiv ambalajul, momentan acesta ne cam duce. Bine, sticluța ce e drept diferă, dar știți și voi deja celebrul scandal și celebrul proces dintre Maison Alhambra și Tom Ford. Mică paranteză, nu m-a întrebat nimeni, dar îmi dau și eu cu părerea. Nu mi se pare ok. Adică, nu mi se pare ok în ce sens? De acord cu tine, există parfumuri inspirate, toată lumea se inspiră. V-am mai spus în alt video, se inspiră casele de nișă de la alte case de nișă, se inspiră casele de designer de la alte case de designer. Însă, vorba aceea, hai să fim măcar puțin creativi în ceea ce privește ambalajul. Nu susțin și nu sunt de acord cu chestia asta. Frate, mi-ai clonat parfumul, dar măcar pune și tu altă sticlă acolo, da? Ok. Kismet Angel este acel parfum inspirat de Killian Angel's Cher, care în deschidere, da, se apropie cel mai mult de original. Doar în deschidere. Are acea deschidere de cognac in your face, doar că cognacul de aici nu este totuși... Eu nu am originalul de Killian Angel's Cher. L-am testat. Nu dați cu pietre. Nu-mi place. Deci nu-mi place. Este mult prea buzi pentru mine. Mult prea buzi. Am parfumuri buzi. Iubesc partea asta, latura asta a parfumeriei, dar originalul de Killian Angel's Cher este mult prea mult pentru mine. Pur și simplu am impresia că miros a bodegă, nu știu cum să spun. Acum, dacă vouă vă place, nu luați descrierea mea ca pe ceva personal. Vouă vă place și poate nu suportați vreunul din parfumurile despre care vă vorbesc eu acum, da? Suntem oameni, suntem diferiți și fiecare cu gusturile sale. Însă, în deschiderea din original, din Killian Angel's Cher, coniacul acela, în afara faptului că te izbește, e ca și cum vine și îți dă una în față, coniacul acela are un iz de stejar, de butoi de stejar, mai precis. Ei bine, coniacul din Kismet Angel, de la Maison Alhambra, chiar dacă el în deschidere încearcă să fie cât mai apropiat de original, nu pot spune că detectez acel iz de de original, da? Nu pot spune că detectez acel iz de stejar în acest parfum inspirat. Nu. Nu a fost o bestie atunci când l-am achiziționat. A avut și el nevoie de tot așa, cam 3 săptămâni, o lună, ca să se așeze. Este și el gustoșel, are partea aceea gurmandă. Însă am impresia că e ceva în el mai dulce decât în original, dar nu în sensul de măr copt. Nu. Este ca și cum ar fi ceva zahăr. Da? Personal așa resimt. În acest Kismet Angel. Acesta înclină ușor mai masculin din punctul meu de vedere. Ori datorită coniacului, care e ceva mai proeminent, ori nu știu. Am impresia că este un unisex cu înclinație către masculin. Față de precedentele, Sublim Comedii, Montaj Intens și Fire Your Desire, care le văd perfect unisex. E o combinație semi-gurmandă, mai degrabă. Dar nu e rău, însă, din nou, nu am văzut rostul hype-ului, da? Că știți că și el a fost mega hype-uit pe YouTube și așa mai departe. E bun, dar avem altele mai bune, ca să mă exprim așa. În dry down are ceva pudrat și
ceva aparte față de precedentele, are o notă de fum. E ceva, nu este, nu vă gândiți, nu știu, la ceva mega afumat, nu, e ca și cum ar fi o atingere undeva în fundal, da? Și partea asta cu fumul se resimte decât în dry down. După macerare, ca și performanțe, că nu v-am spus, merge, cum spun eu, undeva la 7-8 ore pe piele, 9 ore pe haine, cu siaj, nu mai știu, parcă o oră jumătate, 2 ore, da? Siaj la început, maxim primele 2 ore, ca să concluzionez. Nu știu dacă, oricum, nu știu când îl voi consuma, dar nu cred că aș reachiziționa nici pe acesta. Dar e bunicel. E bunicel. Bun. Trecem la unul care e un pic mai dezamăgitor pentru mine și a fost de la bun început. Vă las video pentru el aici și vorbim despre Cocktail Intense de la Fragrance World. Alt parfum din clanul lui Angel's Share. Clan mare ăsta. E bine, sticluța vine așa. Este tot acel pahar de whisky, doar că este un pahar de whisky crăpat. Da? Te-ai enervat, ai aruncat cu el și uite ce s-a întâmplat, s-a crăpat paharul de whisky. Aici avem din nou o altă poveste. Și de ce am spus eu că este un pic dezamăgitor și mă gândesc serios să plece și el din colecție. Atomizorul e bun, nu am ce să spun. Sticluța îmi place. Bun. Se deschide cu acel coniac dulce spicy, da? Nu este la intensitatea originalului, din nou, și acesta este mult mai mult mai domolit. Însă, exact cum v-am spus în video despre care v-am împărtășit primele impresii. Nu știu ce combinație de note, nu știu ce acord, însă eu aici resimt o atingere de tabac. Nu știu de unde vine, dar se simte. Se simte atât pe blotter, cât și pe piele, cât și pe haine. Este fix aceeași poveste, indiferent cum l-aș testa. Da? Această atingere dispare treptat. Doar că, din toate parfumurile de până acum, Cocktail Intense este singurul ce are nevoie undeva la 30 de minute ca să se așeze și să meargă pe linia lui Angel's Share. Da? Acesta are nevoie de timp, chiar dacă el este macerat. Da? El este macerat, însă totuși atunci când îl pulverizezi, ca să fii din filmul Killian Angel's Share, mai ai nevoie de o jumătate de oră ca el să se așeze și să te ducă în acea zonă. Nu resimt acea dulceață tonka, adică nu o percep la aceeași intensitate față de celelalte. Acest cocktail intens mi se pare mai fin, mai puțin gurmand, mai puțin dulceag. Iar performanțele sale sunt undeva la 6-7 ore pe piele, 8 ore pe haine, bineînțeles. Și după macerare, siajul a fost undeva la o oră jumătate. Nu prea mă dă pe spate. Văd de ce ar fi un parfum inspirat, însă, nu știu, ori am impresia că tinde mai mult către partea masculină, nefiind la fel către latura masculină, nefiind la fel de gurmand, nefiind la fel de dulce precum cele de dinainte. Ori combinația aceea de coniac cu ceva tabac, am impresia că înclină ușor masculin. Dar dintre toate variantele,
acesta este cel mai slab dulce, da? Nu resimt plăcințica aceea de mere și toată nebunia din rețeta Angel's Share. Nu. Este ceva, dar este la intensitate mult mai mică. Bun. Din nou, am nevoie, da? Pentru că oricum toate parfumurile în sine, inspirate de Killian Angel's Share, fie că sunt în zona aceea, fie că nu sunt, sunt parfumuri puternice. Sunt parfumuri puternice datorită profilului olfactiv. În ce sens? Fiind combinația aceasta gurmand-coniac, da? Automat e un parfum tare. Automat te rupe la nas, mai pe românește. Și se pare, o minutul 25, suntem bine. Am ajuns la top, da? Și din nou vă spun, nu sunt în ordinea preferințelor. Din următoarele 3, nu pot alege locul 3, locul 2, locul 1. Nu. Toate 3 îmi plac în egală măsură. Și vom începe cu unul mega dorit pe site-ul celor de la Dubai Collection. Momentan este out of stock, parcă eu așa am văzut dimineața la cafea. Dar vă puteți seta alarma aceea, alerta pentru mail, deoarece acum și acesta este redus la 150 de lei. Deci în momentul în care va reveni pe stoc, va fi la prețul de 150 de lei. Și vorbim de unul din cei 3 mușchetari ai mei, și anume Casa Hadlaj Lafid. Da. Știu, seamănă cu altul. Nu e așa că seamănă cu altul? Seamănă. Haide să le punem totuși așa puțin. Pam, pam. Da? Seamănă. Ok. Revenim la feed. Revenim la feed. Revenim la Intoxicate de la Lafid Hadlaj. V-am mai vorbit eu despre el în acest videoclip. Din nou, paharul de whisky prezent. Ia uite-l. Foarte, foarte drăgu. Dacă mă întrebați pe mine, da, mie îmi place cum arată. Dar să vedem și cum miroase. Unde am pus? Dacă nu mai găseam bloterele. Și fiind clasamentul, vai de mine, da, ăsta da, din toate parfumurile ce v-am vorbit până acum, despre care v-am vorbit până acum, acesta este cel mai rotund, bogat, cea mai bună performanță. Cea mai bună performanță. Îmi aduc aminte că minunatul acesta în vară era. V-am spus, vă las clipul pe undeva pe aici. În vară, dar cum în miezul verii, da? Mi-a venit mie de pe site-ul celor de la Dubai. Nemacerat și pe timp de caniculă. Două pufuri au stat pe pielea mea 11 ore. Deci 11 ore, de la 9:30 dimineața până undeva pe la ora 8 seara. 11 ore nemacerat și pe caniculă de 40 plus. Da? Parfumul ăsta pur și simplu m-a șocat. Dintre toate. Dacă toate au avut timp de au necesitat, mai bine spus, timp de macerare, Intoxicate la feed nu. Intoxicate la feed, de la primul puf, vorba aia a rupt tot. Da, este beast mode, categoric este beast mode. Este spicy, gurmand, cu cel mai măr pronunțat dintre ele. Da, la feed, Intoxicate are acel măr caramelizat, are acel măr gustos, acel măr sexy. Din nou, perfect unisex, nu înclină către niciunul din cele două genuri. Gurmand, sexy, buzi,
Un Angel's Share mai dulce sau dacă Angel's Share ar fi făcut și de către o casă de designer, eu cred că așa ar mirosi. Deci Angel's Share, varianta de designer, așa miroase, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că este clar alt blending, este vorba de cu totul altceva pe care să-l iau eu. Hai, îl iau pe acesta că este mega hăipuit, da? Kismet Angel de la Maison Alhambra și la Feed Intoxicate. Ăsta e campion din start, adică din nou nu înțeleg hype-ul. Nu e chiar atât de bine finisat Kismet Angel, nu e chiar atât de bine blenduit, e un pic ascuțit, e ceva nu prea se pupă acolo, da? Aici. Însă, la Feed Intoxicate, nu. Casa Hadlaj, oricum, dacă mă urmăriți, știți deja că eu sunt fană Hadlaj, sunt nebunită după parfumurile lor, sunt parfumuri extrem de bune. Extrem de bune, extrem de bine făcute, extrem de... Și din ce am eu, timpul de macerare pentru cele de la Hadlaj a fost undeva de 2 săptămâni, adică un timp de macerare mult mai scurt în comparație cu alte parfumuri. Dar da, Kilian Angel's Share, varianta de designer, este de fapt Intoxicate la Feed. Intoxicate, da. Nu știu de ce tot timpul uneori îi spun Intoxicated, dar nu mă întrebați de ce. Bun, și dacă tot v-am arătat pe individul, haideți să continuăm cu el. Da, are chestia aceasta cu oglindă și încerc să nu vă... Bun, acest Hambra... De la Latafa, unde e? Aici. Vine într-o sticluță superbă, dacă mă întrebați pe mine. Superbă, superbă. Dacă acesta mă duce cu gândul la un pahar de whisky, acesta nu știu de ce mă duce cu gândul la sticlele, acelea în care, recipientele mai precis, în care se ține băutura. O să vă las dacă găsesc o imagine aici. Eu fiind generația 1987, în copilăria mea exista filmul Dallas. Ei bine, era acel celebru GR care își turna whisky din așa ceva. Da? Și bea whisky, își turna dintr-o sticluță ceva de genul. În fine, lăsăm copilăria mea și pe GR în pace. Și revenim la Hambra, care, după părerea mea și în accepțiunea mea, merge doar 40% către Kilian Angel's Share. Dar, iubesc parfumul acesta. Îl iubesc. Pentru că acum 2 săptămâni, nu știu, Iza, știu că te uiți, lasă-mi tu, dar eu țin minte că acum 2 săptămâni. În fine, am testat Crudamorph la Isabella. Ei bine, acest Hambra de la Latafa, pentru mine, este copilul dintre Crudamorph și Kilian Angel's Share. Dar seamănă cu Cruda de la Morph în proporție de 60%, iar cu Kilian Angel's Share are ceva cam 40%. Este un parfum superb, superb. Nu are acel iz de la Tafa. Este o aromă foarte densă, bogată, gurmandă, sexy, misterioasă. Din punctul meu de vedere, înclină mai mult către partea feminină. Nu spun că domnii care adoră parfumurile gurmande sau, de ce nu, parfumurile dulci, nu l-ar putea purta. Însă, după gusturile mele, acest Hambra are înclinație către partea feminină. Da?
se deschide ușor buzii, foarte, foarte ușor buzii, da? Tocmai deschiderea aceasta mă duce cu gândul la Killian Angel's Share. Este o deschidere ușor, slab buzii, condimentată cu scorțișoară. O scorțișoară tare, tare faină. Se continuă precum cel mai sexy gurmand ever, da? Vanilie, praline, curmale. Este îndrăzneț, este ușor obrăznicuț, este opulent. Este ce trebuie. Eu, ca iubitoare de parfumuri dulci, sexy, gurmande, da, ador Hambra. Pur și simplu îl ador. Trebuie să fii, de fapt, trebuie să fii în zona dulcegăriilor ca să-ți placă cu adevărat Hambra și ca să îl poți aprecia. Pentru că, da, sunt 10 youtuberi și în afară care au și Hambra și Killian Angel's Share și originalul și le iubesc pe ambele deopotrivă. Adică, din nou, e chestia de cum percepe fiecare și ce preferă fiecare în parte. Are o tentă de măr caramelizat și ceva foarte, 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 foarte fin buzii. Vă repet, de aici asemănarea din punctul meu de vedere cu Killian Angel's Share. Însă, acum, fără riscul de a supăra pe cineva, deci pur și simplu sunt părerile mele. Nu vreau să se simtă nimeni jignit, nu vreau să se simtă nimeni ofensat, însă, din punctul meu de vedere, dacă cei de la Killian s-ar gândi să scoată un flanker pentru Killian Angel's Share, aroma din Hambra ar putea fi Angel's Share Elixir. Pentru că, de ce spun elixir? Pentru că dulceața de aici, ce o regăsim și în Hambra, în Angel's Share, dulceața de aici, latura spicy, gurmandă, latura sexy, este la puterea N. Da? Deci s-a luat decât dulcegăraia aceea din Killian Angel's Share și s-a ridicat la puterea N și așa a apărut Hambra de la Latafa. Dar da, miroase mega, mega scump, nu mi se pare o aromă sintetică și da, îl ador. Știu că prețurile au luat o razna, eu îl am de 2 ani, dacă nu mă înșel eu. A fost trimis fix, de fapt a fost achiziționat printr-o româncuță ce se află stabilită în Dubai. Este, dacă nu mă înșel, primul batch, da? Prima fabricație. Ok. Și dacă am vorbit despre Lafid de la Hadlaj și Hambra, voi veni cu parfumul ce l-am avut mostră în acest video și mi-a dat viața peste cap, da. Mi-a dat viața peste cap în ceea ce privește parfumurile inspirate din Killian Angel's Share. Și vorbim aici din nou despre un parfum de pe site-ul celor de la Dubai Collection, colecția Rogue. El vine așa. Deci ador sticlele acestea. Le ador. Da? Este și la ora actuală disponibil pe site. Cel puțin eu dimineață la cafea așa am văzut. De ce vă zăpăcesc dimineață la cafea? Pentru că eu dimineața la cafea scrolez să văd ceva reduceri, ceva, da? Și vorbim aici despre Heavenly Essence de la Rogue Perfumes. Acest parfum, de ce spuneam eu că mi-a dat viața peste cap? Este bijuteria coroanei. Da? Pentru tot ceea ce înseamnă parfumuri inspirate din Killian Angel's Share. Două pufuri din el, că nu risc mai mult. Este blenduit atât de bine, atât de profesionist. Nu știu ce au pus omuleții aceștia în acest parfum.
Știu că sunt fabricate manual în UK și de aceea au și ajuns atât de greu pe site-ul celor de la Dubai Collection, deoarece, din câte am înțeles, ele se fac cu o anumită cantitate, da? Bun, revenind la el. De ce spun eu că nu știu cum este făcut acest parfum? Este singurul parfum inspirat de Killian Angel's Share în care eu resimt acel coniac cu iz de butoi de stejar, exact ca în original. Este singurul parfum inspirat care în deschidere are acel ceva, are acel hint de butoi din lemn de stejar. Este foarte, foarte bine lucrat. Eu am rămas șocată. Cu toate acestea, coniacul din el este la nivelul meu de suportabilitate, da? Deci este nivelul meu de acceptare. Vă spuneam mai înainte că nu pot cu coniacul din original. E prea mult. Deci e prea mult. Da? Vreau să miros a parfum, nu a bețivă. Deci, nu știu, încă o dată, îmi cer mii de scuze dacă iubiți originalul, dacă eu una, nu știu, nu face chimie cu mine, nu ne înțelegem, nu ne putem împrieteni, dar așa îl percep, așa îl percep. Este acea aromă cremoasă, da, aici, gurmandă, delicioasă, mega sexy, scorțișoara fumată, praline, acel măruț, dar coniacul de aici este un coniac foarte, foarte fin și în limitele legii, da? Este foarte ok. Este cu siguranță, exact cum v-am spus de la bun început, bijuteria coroanei. Dacă vreți ceva care să fie cel mai apropiat de Killian Angel's Share, Rogue Perfumes Heavenly Essence, 210 lei dacă nu mă înșel, oricum o să vă las aici. Ideea e că eu la fiecare videoclip vin către voi și vă spun ăsta e ok, ăsta nu, ăsta mi-a plăcut, ăsta nu mi-a plăcut, dar mai ales de pe site-urile de unde voi puteți comanda și mostre, insist să comandați mostre și să testați, da? Nu întotdeauna ce îmi place mie vă place și vouă. Și nu întotdeauna ce prinde bine pe mine, poate nu prinde bine pe voi sau invers, da? De aceea mereu, mereu vă spun, testați, 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 mai ales acolo unde aveți ocazia să cumpărați mostre sau decanturi. Da. Preferințele, da? Fără a le pune într-o anumită ordine, sunt acestea trei. Hamra de la Latafa, La Feed Intoxicate și Rogue Heavenly Essence. Nu pot pune degetul pe unul dintre ele și să vă spun, ăsta e cel mai bun. Nu, fiecare e bun într-un anume fel. Hamra e mai mult, cum să spun eu, latura aceea gurmandă, dulce, sexy, misterioasă, foarte, foarte slab afumat. Foarte slab afumat. La Feed Intoxicate merge un pic mai mult către Angel's Share, dar este mai dulce, mai gurmand, da? Iar Rogue Perfumes Heavenly Essence este din film, da? Este fix de acolo, din nou, cu un coniac mult mai ușor de acceptat. Mult mai ușor de acceptat. Cam atât pentru astăzi. Tot spuneam eu din vară, o să fac clip cu clonele de Angel's Share, că am adunat, am strâns. Acestea cu siguranță vor pleca. Montaj intens și cocktail intens de la Fragrance World. Dacă sunteți interesate, le voi pune pe acest grup, pe Parfumista, grupul de Facebook al Izabelei, nu este al meu, da? Și nu știu. Dacă sunteți și voi prinși în hype-ul acesta cu parfumuri inspirate din Killian Angel's Share,
sau dacă le aveți, sau dacă le-ați avut, sau dacă le-ați testat. Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii, să despicăm firul în patru, să vedem ce și cum, care e mai bun, sau de ce nu, poate mai îmi recomandați voi ceva. Oricum am văzut pe TikTok, asta ca o paranteză înainte de încheiere, am văzut pe TikTok un videoclip cu o clonă de Angel's Share de la Zimaia. Așadar, sunt cu ochii și pe parfumas, da? Aștept și acea clonă, cu siguranță o voi achiziționa și voi reveni și cu ea. Bun. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii. Putem discuta și pe contul meu de Instagram sau mai pun și niște TikTok-e pe aici. O să încerc să vă las link-uri în descriere pentru fiecare din parfumuri să văd pe unde le mai găsesc. Roche 25, mereu uit. Pentru parfumurile de pe site-ul celor de la Dubai Collection, Roche 25 va aduce un discount de 5%. Iar să facem totul să pară mai interesant, voi transforma acest videoclip sub formă de tag și îl voi da mai departe către Otilia de la Cufărul cu Parfum. Dacă nu o urmăriți, mergeți fuguța pe canalul ei. Este și ea iubitoare, pasionată de parfumuri Middle Eastern. Are mult mai multe decât mine și are un fel așa aparte, nu știu. Eu sunt fiartă pe videoclipurile ei și o urmăresc cu cel mai mare drag. Deci, Otilia, ai tag parfumat, clone de Angel's Share. Că ai una, că ai două, că ai trei, că ai patru, că ai cinci, că ai șase, nu contează oricâte. Aș mai da tagul, dar nu știu. Nu, mă rezum la Otilia și dacă vrea Otilia să-l mai dea altcuiva, eu sunt aici și vă urmăresc pe toate. Da, da, da. Bun, vă îmbrățișez din suflet, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final, dacă ați făcut-o, că oricum vorbesc mult eu. Vă doresc până data viitoare zile minunate și neapărat, neapărat parfumate. V-am pupat! Zvonimy, szarafamy.